Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Optail Vectra B2001, drăguțel, așa, care, dacă bine vedeți, a fost puțin modificat, tot ce înseamnă farul față, vopsea puțin mai interesantă, bară față, genți, praguri, eleron și tot ceea ce trebuie. Dar hai să vă explic ceea ce vreau eu. Acest proiect l-am realizat acum vreo 4 ani, 5 ani, da? Ceea ce înseamnă că i-am modificat practic fețele de uși și am introdus practic două componente, ceea ce înseamnă niște medii de la Hyphonix, așa, care în varianta aceasta am vrut eu atunci să modific fața de ușă, să aibă și a ținut neapărat să aibă buzunarul respectiv, deci așa am putut realiza pe atunci această variantă. Acum fiind în 2020, acest proiect e undeva 2015-16 realizat, da? Bun, dar de sunat sună demențial. Momentan nu-i dăm drumul absolut la muzică, poate în partea a doua, de ce? Funcționează tot, dar în prima fază vreau să vă prezint tot ca să nu mă restricționeze canalul de YouTube, deoarece, așa zis, pentru titlul de autor. Bun, acum, hai să trecem și la partea cealaltă. Iată și ușa de la șofer, tot așa este practic modificată, cu difuzoarele de la Hyphonix, așa, cu capace de la Hertz, deoarece mi-e plac foarte mult combinația aceasta, având în vedere că și difuzoarele de la Hyphonix sunt în tentă argintie, așa. Bun, și acum să vă arăt inclusiv și ce este în portbagaj. Să vă arăt un pic și spatele cum arată. Este o mașină care a fost prezentă la foarte multe show-uri. Are și multe medalii, atât pe muzică cât și pe partea de exterior, interior, una alta. Este puțin mai NFS, dar anul acesta am înțeles că își va schimba lucrul, atât ceea ce înseamnă elimină pufurile. Aici vom crea, de exemplu, o carcasă unde vom introduce două amplificatoare noi, cât și vom face conectica foarte drăguță. Poate vizibilă, poate invizibilă, vom vedea, vom decide. Important e că avem cei doi bași, care vreau să vi extrag puțin din incintă, după care să îi reasamblez tot în această variantă și să vă arăt un pic și incinta pe interior. Așa arată incinta pe interior, este full MDF, cu întăriri. Și acestea sunt difuzoarele sau bufărele. Ground Zero, radioactiv, 1000 RMS, bucata. După reasamblare, iar am ajuns în această variantă, unde, repet, cele două radioactive SPL, 1000 RMS, bucata. Da? Practic, incinta este MDF pe interior, pe inclusiv aici. Eu am făcut o parte lucioasă, dar ei au ținut ca să o tapiseze, ca mașina să fie mult mai mult pentru partea de estetică, pentru show, să fie combinațiile făcute, ok? Dar într-un final este un sistem, pot să zic, nu foarte costisitor și este cât de cât drăguț și sună foarte tare. Deci pot să spun concret că sună demențial de tare, deoarece avem 2 kW putere pe baș, da, amplificator, cât și undeva la 2x150 pe fețele de uși. Ok? Avem un player care va fi schimbat acest an, deoarece este un player simplu, din care este monitorul, este no name, varianta no name, ceea ce eu nu sunt de acord, dar titularul a ținut pentru acest aparat, așa, și anul acesta va fi schimbat cu ceea ce am zis eu acum 4-5 ani, să punem un Alpine, un Pioneer, deoarece contează foarte mult semnalul care îl redă către sistemul de amplificare. Ok? Cu toate acestea spuse, pot să vă confirm că facem și modificăm tot felul de fețe de uși. Deci punem una, două, trei, patru, cinci, șase, zece, câte difuzoare vrei pe ușă, într-o asemenea variantă, într-o variantă mult mai elegantă, mult mai simplă, mult mai slim. Există deja difuzoare mult mai slim, da? Putem realiza o față de ușă cu sistem de difuzoare și cu amplificare direct pe ușă, să nu mai facem alte amplificări, deoarece sunt variantele noi de amplificări, da? Și sunt diverse soluții, situații, așa, în caz că pe cineva interesează și această mașină, este și de vânzare, da, de către titular, deoarece vrea să-și facă un alt proiect, cu acest proiect deja este destul de cunoscut în România, așa, și cam atât.
ca și modificări pe sistemul audio nu vor mai fi, deci va rămâne exact ceea ce vedeți în momentul de față. Realizăm tot felul de incinte, ceea ce sunt, de exemplu, incintă dedicată pentru 2 ori SPL ce este aici, dar nu cu acest port care este tapizat, repet, nu eu l-am tapizat, da? Realizăm incinte custom care sunt flat înăuntru ca și o geantă diplomat, putem realiza și în laterale și pe partea de jos, deci după preferințe realizăm orice tip de incinte, atât de SPL cât și de show sau orice altceva, de expoziții. Atât și fețele de uși, tot. Vă mulțumesc, dacă v-a plăcut, vă așteptăm pe www.soundidentity.ro/proiecte, pe canalul nostru de Facebook, Sandu Vancea sau Sound Identity Hifi Oradea. Pe Sandu Vancea, dacă intrați și vedeți un proiect început, puteți să intrați în comentarii unde vedeți foarte multe poze cu evoluări de proiecte care sunt începute. Așa. Iar pe canalul nostru de YouTube, dacă intrați și pe Sound Identity, căutați playlist-ul Opel, de exemplu, și veți mai vedea și alte variante de Opel cu alte sisteme de navigație, cu borduri modificate și cu multe alte soluții ce le voi tot încărca și voi expune. Vă mulțumesc, dacă v-a plăcut, vă aștept cu abonare și să ne mai vizitați clipurile noastre. La revedere!